Camera de Comerț și Industrie Suceava a premiat la sfârșitul săptămânii trecute cele mai bune firme din județ în cadrul Gala Excelenței în Afaceri Top Bucovina 2012. Firme care nu doar au făcut față situației economico-financiare actuale, dar au reușit să-și dezvolte afacerea prin găsirea de noi soluții și noi piețe de desfacere. Pentru fiecare om, toamna este perioada în care face analiza recoltei. Pentru oamenii de afaceri, toamna este momentul în care își fac o evaluare a activității din anul precedent, cu toate suișurile și rezultatele pozitive obținute în activitatea lor. Topul firmelor reprezintă un barometru al realității economice județene și o recunoaștere a meritelor și reușitelor pe care managerii companiilor locale le-au obținut în anul care s-a scurs. Trofeul de excelență pentru creativitate, validat de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, este acordat în acest an pentru numărul de brevete înregistrate la OSIM către Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. La eveniment au fost prezenți sute de reprezentanți ai societăților comerciale din județul Suceava, dar și autorități locale și județene. Este important ca astăzi și de toamnă, după am menționat și antevorbitorul meu, să vedem care au fost cei mai buni și sigur că, iată, în an 2012, care a avut problemele sale, știm cu toții că v-ați confruntat cu probleme și de aceea cred eu că trebuie premiați toți oamenii de afaceri din județul Suceava pentru efortul de a susține afacerile și chiar unii dintre dumneavoastră de a și le dezvolta. Eu aș fi așteptat ca dumneavoastră să fiți aici, nu eu, să vorbiți dumneavoastră, pentru că așa văd eu regula în administrația publică, noi să ascultăm dumneavoastră să vorbiți și sigur să încercăm să facem ceva împreună, așa încât nu o să țin foarte mult microfonul. Vă spun că, într-adevăr, afară plouă și asta e semn de belșug. Nu întâmplător, Camera de Comerț face astăzi acest eveniment. Și îmi doresc ca acest versiu să-l puteți regăsi și anul care vine, pentru că noi, administrația publică, dar și toată România, se bazează foarte mult pe dumneavoastră. Am venit cu propuneri comerciale pentru export și pentru import din partea 300 de întreprinderi din regiunea Hmelnitsky, Cernăuți și Ivano-Frankivsk. Dar și ușa la noi este deschisă pentru dumneavoastră, dacă vreți să obțineți niște informații în ceea ce privește propuneri din partea părții ucrainene pentru export și import, în ceea ce privește cum treceți granița, vama și așa mai departe, putem să stăm la dispoziția dumneavoastră. Și instituțiile media din județul Suceava au fost premiate de Camera de Comerț, pe listă fiind înscrisă și televiziunea Intermedia. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol oferit de Clubul Copiilor Suceava, dar și de formația Los Anonymous.